parte din acest proiect sau o mică participă și să vă spun că e un lucru extraordinar, un act de cultură și deopotrivă un act de credință. Și aici aș avea mai degrabă un mesaj către cititori, între care mă includ și, ca, și din această postură. Omul biblic printr-o asumare ființială a cuvântului biblic pentru a ajunge în cele din urmă la întâlnirea cu Dumnezeu cuvântul. Și remarcăm că într-o lume în care suficiența de sine ajunge la un grad aproape bulversant în noi, demersul pe care trebuie să-l urmăm este acela al chenozei, al potrivii de sine. Și prin aceasta al unei umpleri consecutive de prezența lui Dumnezeu. Și atunci să trăim o minune asemănătoare minunii mulțirii pâinilor, de a împărtăși și împărtăși în continuare și a nu scădea în niciun fel prin această împărtășire. Aceasta înseamnă o întâlnire interpersonală cu Dumnezeu. Mulțumesc!